Încep meciurile oficiale pentru Poli. După 3 luni de pauză, albi-violeții vor juca și pe puncte. Primul adversar e FC Bihor în prima etapă a returului. Este o echipă ambițioasă și rămân la părerea că FC Bihor Oradea este o echipă de tradiție care în orice moment poate pune probleme. Oradea e pe 9 în clasament cu 20 de puncte. Poli are un singur obiectiv în Ardeal, să se întoarcă cu 3 puncte. Asta și implementez jucătorilor, să creadă în victorii la fiecare meci, să creadă în toți cei care îi susțin și cred că, așa cum am avut parcursul turului, bun spre foarte bun, cred că aceeași linie o vom păstra și în retur. FC Bihor Poli se joacă sâmbătă de la ora 13 pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea.